Bună ziua, vă spune Mihai Silviu Chiril, la sfârșit de an, cu câteva ore înainte de anul nou. Dați-mi voie să fac o scurtă retrospectivă a anului care a trecut. Ca să înțelegeți care e diferența între anul acesta și anul trecut, trebuie să spun că anul trecut, la vremea asta, făceam un film pe YouTube în care vorbeam despre toate evenimentele care se petrecuseră în 2020. Filmul a stat până în luna februarie pe YouTube și după aceea a fost dată de jos împreună cu întregul canal. Pentru ca să nu mai pățesc același lucru, astăzi trebuie să vorbesc despre lucruri generale și despre concepte filozofice abstracte, pentru ca cenzorii YouTube să nu îmi mai dea jos și anul acesta filmul. Dacă vreți să știți ce s-a întâmplat în anul acesta, mergeți pe Odyssey și vedeți filmul meu despre retrospectiva anului trecut și adăugați încă un an și cam asta s-a întâmplat. A continuat atacul terorist la planetar, la adresa cetățenilor întregii lumi, care are ca scop desființarea statelor și înlocuirea lor cu un guvern planetar în care populația care va mai rămâne după ce se va desfășura o amplă acțiune de depopulare va fi redusă la o robie, cum n-a mai fost niciodată în istorie, și o robie promovată și impusă cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai precis, cei care vor supraviețui acțiunilor care se vor desfășura în anii care vin acum, vor fi transformați în niște sclavi coordonați de către inteligența artificială cu care se vor uni. Am făcut filmul despre transhumanism și am văzut că de la Elon Musk și până la acel Ray Kurzweil, cred că se numește, de la Google, toată lumea vorbește despre faptul că Human 2.0, omul îmbunătățit, va fi o ființă bio-cibernetică. Adică va fi un om care va avea în creierul său conexiune la internet și internetul va conduce și va gândi și va simți în locul său. Acest lucru se implementează din greu în lume în acest moment, se fac eforturi uriașe pentru ca populația să se ralieze la acest plan dement al organizațiilor oculte care conduc lumea și fiecare țară în aceste condiții luptă cum poate și cum reușește. Unii mai bine, alții mai puțin. Unii se află într-o fază mai avansată de apărarea libertăților, alții se află aproape de pierderea lor. În acest context ne aflăm acum. Nu cred că se mai poate vorbi despre faptul că de 2 ani de zile încoace s-a instaurat o dictatură la nivel planetar, că această dictatură nu are niciun fel de perspectivă de a se încheia cât de curând, că de fapt și de drept criminalii care promovează din umbre așteaptă ca măsurile pe care ei le propun să devină un nou mod de viață și să fie acceptate în mod natural de către oameni, prin repetiție și prin obișnuință. Oamenii au tendința să spună, da, nu e așa de rău, uite, măcar suntem în siguranță, suntem în regulă, da? Și să se pregătească pentru următoarele faze ale pierderii libertății și ale dictaturii, da? Ce ascultam pe Elon Musk spunând acum câteva zile că ascensiunea roboților, a inteligenței artificiale, va face ca aproape toate joburile, aproape toate serviciile, aproape toate slujbele deservite de oameni să fie deservite de mașină și oamenii să rămână șomeri. Și se întâmplă la Elon Musk, ce vom face? Cred că va trebui să facem un venit de bază garantat, universal garantat. Adică să-ți dea o pomană din care să poți supraviețui, iar în schimb acelei pomeni să ți se ceară să faci exact ceea ce vrea statul universal. Da? Deci n-ai făcut ceva din ceea ce vrea statul universal, ceea ce îți cere el, vedeți ce cere acum, imediat rămâi muritor de foame. Nu te-ai cablat la realitatea în care se află statul universal și vrei să trăiești liber, așa cum vrem noi să trăim, vei rămâne muritor de foame la modul fizic. Exact ca în relatările Apocalipsei care spune că cel care nu are marca, semnul satanei, nu poate să cumpere, nu poate să mănânce, nu poate să existe în societate. Da? Către o asemenea societate ne îndreptăm noi acum și e bine să fim atenți
E bine să fim atenți, dăm slavă lui Dumnezeu că în România luptătorii pentru libertăți și pentru libertatea noastră din stradă, din procese, au reușit să țină în frâu cât de cât acest iureș dictatorial al globaliștilor. Slavă lui Dumnezeu că a picat de la guvernare partidul acesta mizerabil numit USR, această coloană a cincea mizerabilă a dictaturii globaliste, care este absolut tot ce poate fi mai antiromânesc. Trebuie să fim atenți și cu ceilalți, pentru că așa cum ați văzut în videoclipul anterior, trădătorii care sunt la actuala guvernare vor să desființeze statul național unitar și independent din Constituție, și trebuie să fim ferm pe poziție, și principala formă de a lupta împotriva dictaturii este aceea de a nu accepta să punem în aplicare deciziile dictaturii. Necooperarea cu dictatura este principala formă de a o înfrânge, pentru că cei care impun dictatura sunt foarte puțini și mizează pe faptul că noi suntem foarte mulți și foarte proști și că ne supunem lor. În momentul în care spunem nu, dictatura a dispărut. Deci rețineți acest lucru, este foarte important. Dictatura subzistă atât timp cât noi suntem slugarnici și executăm ordinele lor demente. În momentul în care am spus nu, dictatura a căzut. Așa s-a întâmplat în București în 1989, în momentul în care poporul a spus nu, jos Ceaușescu, Ceaușescu a căzut și dictatura comunistă a căzut. Este foarte trist că un popor care a trecut prin cea mai sângeroasă dictatură comunistă se pregătește acum să o reinstaureze într-o formă mult mai dureroasă decât până atunci, până acum. Asta înseamnă că n-am învățat absolut nimic din cei 30 de ani care au trecut și că riscăm să-i repetăm. Dar, așa cum am făcut într-un film mai înainte, cred că această dictatură are și un sens benefic spiritual, pentru că pe foarte mulți dintre noi ne-a vindecat de consumerism, faptul că n-am mai putut să intrăm prin magazine, prin mall-uri, prin locurile astea unde ne pierdeam timpul, banii și sănătatea, ne-a ajutat să ne vindecăm de această boală a consumerismului, ne-a ajutat să ne aplicăm atenția asupra lucrurilor care contează, să nu mai irosim banii pe tot felul de prostii, și cred că ne va ajuta, ne va învăța să supraviețuim destul de bine până când cineva se va găsi să dărâme această dictatură. Spuneam într-o postare pe Facebook că în acest moment cei care se opun dictaturii și cei care luptă pentru libertățile cetățenești sunt adevăratele elite ale țării acesteia, și că ei sunt intelectuale și conducătorii naturale ai poporului român, cei care luptă pentru păstrarea libertății și independenței poporului român și a fiecăruia dintre noi, aceia sunt elitele autentice, chiar dacă în acest moment sunt demonizați și bajocoriți de presa masonică și vândută intereselor globaliste. La sfârșit, istoria pe ei va consemna ca fiind eroi și pe ei ceilalți ca trădători, și că dacă suntem între aceia, e bine, dacă nu ar face bine, am face bine să intrăm în rândul celor care luptă pentru libertate, pentru că altfel riscăm ca anul viitor să nu ne mai vedem aici și nicăieri. Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, credincioși și ortodoxi care trăim în această țară, atât pe cei care luptă împotriva ereziei cu ministrii din biserică, cât și pe cei care încă nu fac nimic, dar care ar trebui să o facă, pentru că și pe plan bisericesc se apropie unificarea de tip globalist a religiilor, și dacă nu suntem atenți, ortodoxia va pierde, nu va pieri, pentru că Hristos ne spune că nu va pieri niciodată, dar va pierde foarte mult teren în România, în detrimentul ecumenismului globalist. La mulți ani tuturor, fiecăruia dintre dumneavoastră, vă mulțumesc și celor care v-ați abonat la acest canal și celor care ați fost abonați la canalul Mesice Video înainte ca cenzura să mi-l fi desființat. Vă sugerez să îi urmăriți pe presa alternativă, pe toți luptătorii din România și din toată lumea, acolo unde ei sunt, pe canalele unde sunt, pe Rumble, pe Brand New Tube, pe știu și eu, pe ce mai au ei, pe Brighteon, pe toate canalele acestea unde pot fi găsiți oamenii aceștia, BitChute, da? OK.ru, da? Și așa mai departe. Obișnuiți-vă să-i căutați adevărul în alte medii care nu sunt cenzurate, pentru că e posibil ca în anii următori adevărul să nu mai apară la televizor deloc și nici pe
mainstream-ul acesta, Facebook, YouTube și alte canale care sunt parte din cabala care conduce lumea și care vrea să instaureze guvernul mondial. Obișnuiți-vă, deci, să căutați adevărul, obișnuiți-vă să faceți efortul de a căuta pe aceste site-uri să găsiți adevărul, nu doar să spune, nu este pe, sau l-o scos de pe YouTube, nu-l mai caut, nu mă interesează, mă uit la televizor, la tembelizor. Obișnuiți-vă să-i căutați, în ceea ce mă privește, vă sugerez să citiți, să verificați site-ul Rumble, să vizionați site-ul Rumble, canalul Message Video, filmele pe care le-am făcut și pe care nu le pot pune aici, pentru că ar fi cenzurate, ODYSEE, filmele pe care mi-au scos YouTube și pe care am reușit să le salvez acolo, Mărturisirea Ortodoxă, site-ul Mărturisirea Ortodoxă, unde de 5 ani de zile ducem o luptă acerbă împotriva ereziei comuniste pe site-ul acela și în viața publică, nu numai pe site-ul acela. Participați la proteste pașnice, participați la acțiuni comune pentru apărarea libertăților. Dacă vi se va cere să votați, votați în cunoștință de cauză și nu mai adoptați tot felul de poziții mioritice, că ăștia sunt răi, că ăștia nu sunt buni, că ăștia nu ne interesează, că toți ăla are picutare, că în timp ce voi stați acasă și ajutați să coadă îngerii din cer ca să facă partide politice, globaliștii se votează unii pe alții și câștigă, pentru că cine nu a votat nu contează. La mulți ani, să dea Dumnezeu ca anul 2022 să fie un an care, chiar dacă va fi foarte greu și încercat sub aspectul acesta al supraviețuirii noastre ca specie, ca popor și ca indivizi, să dea Dumnezeu să ne apere așa cum ne-a apărat și în acești 2 ani. Ați observat că pe cei care țin calea cea dreaptă, Dumnezeu îi ocrotește și nu-i lasă să fie păcăliți și nu-i lasă să fie terorizați și nu-i lasă să fie supuși acestor criminali care conduc în acest moment lumea. Dumnezeu să binecuvinteze lumea sa și să ne dăruiască mulți ani fericiți. La mulți ani!